O să facem acum o tăiere din nou la această fiță de vie. După cum vedem, din butuc avem două semitulpini. Cam așa este majoritatea viței de vie de aici, de la mine, din vivat. Deci avem două semitulpini pe care au crescut aceste ramuri anuale, roditoare, da? Pentru că știm că la vița de vie rodul este pe ramurile anuale. Bun, hai să vedem ce s-a făcut în trecut. Aici s-a tăiat, da? S-a format un cep, dintre care au crescut două ramuri roditoare și s-au mai dezvoltat alte trei spre baza semitulpinii. La fel aici, a fost tăiat la cep, da? Asta, după cum se vede, este de anul 2 și astea sunt coarde anuale și s-au dezvoltat una, două. Noi o să facem în felul următor, o să încercăm să rămânem cât mai aproape de baza semitulpinii și o să o eliminăm pe cea exterioară, da? O eliminăm, iar pe cealaltă o să o tăiem la 1, 2 muguri, chiar 3, 1, 2 și mai avem unul pe interior, muguri, ca să dezvoltăm alte coarde anuale purtătoare de rod. Să tai aici în sus ca să eliberez. Bun, aici în partea cealaltă ce vom face? Voi încerca să o păstrez, dacă vedeți voi foarte bine, pasta care este mult mai aproape de semi-tulpina asta care s-a dezvoltat din cea principală, ca să zic așa, o elimin pe cealaltă, iar pasta o tai la cep, la 1-2 muguri exteriori. Asta, fiind crescută cât mai aproape de bază, o să încerc să o dezvolt și o să o tai la, tot așa, la cep. Iar aici, după cum vedem, avem două coarde crescute anuale și o voi păstra pe aceasta, pentru că este mai viguroasă și mai groasă, și voi renunța la cea de pe interior, pentru că este mai slăbuță și mai puțin dezvoltată. Eliminăm tot ce avem în sus pe sârmă, pentru că trebuie să fie goală, da? Și ne mutăm în partea stângă. Aici, în partea stângă, după cum vedem, a fost tăiat aici la cep și nu a plecat acest mugure, a plecat cel mai din spate. Aici din nou am avut o tăiere la cep și s-au dezvoltat două coarde anuale. Aceasta este dezvoltată tot din cealaltă semiramură. Vom elimina partea asta uscată de aici, iar asta o vom tăia la cep, la doi muguri de exterior, ca să dezvoltăm noi ramuri, noi coarde anuale de rod. Aici avem trei coarde. Cea de pe interior o să o tai tot așa la doi muguri exteriori, da? Iar aici deja am acolo 1, 2, 3, 4, 5, 6 coarde anuale. Voi renunța la cea exterioară și voi merge cu cea care este mai aproape de baza semitulpinei și o voi elimina. E greu aici de tăiat. O voi elimina de aici, de la cep. Așa. Iar asta o voi tăia la 1, o să merg chiar aici cu 2 muguri exterior, ca să fiu sigur că voi mai avea o coardă anuală. Și cam asta este vița mea de vie. Am aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coarde anuale roditoare anul acesta. Aceasta o elimin că este uscată. Și cred că aș putea să fac, să elimin și acest cep, dar momentan îl mai las pentru că nu vreau să afectez pasta care e crescută pe interior. Cam asta e cu vița de vie, hai să ne mutăm la altă.